cât de mult contează la o mașină aerodinamica? Este un subiect pe care l-am abordat cu mult timp în urmă. Am abordat, de fapt, câteva elemente legate de aerodinamică, însă astăzi vreau să scot în evidență un pic mai simplu și mai detaliat în același timp cât de mult contează la o mașină, fie că e nouă, fie că e veche, aerodinamica. Poți să folosești aplicația Am parcat și în Ploiești. O mai poți folosi în București, Focșani, Oradea și Câmpul Mușcel. Poți să-ți iei evidența actelor pentru mai multe autoturisme, poți primi recompense dacă parchezi civilizat, poți transfera sau primi credite de la alți utilizatori și poți plăti instant prin Google Pay sau Apple Pay. Fii civilizat și parchează smart cu Am parcat. În primul rând, ca să o luăm cu începutul, lucruri foarte simple. Dacă o mașină este mai aerodinamică, înseamnă că aerul alunecă mai ușor pe caroserie. Asta înseamnă că trebuie să avem o caroserie făcută în așa fel încât să alunece ușor. Și dacă avem o caroserie foarte aerodinamică, dacă avem o mașină foarte aerodinamică, în primul rând va fi mai silențioasă. Una e să mergi cu o mașină care e cumva dreaptă, deci că e paravan, nu știu, să aibă parbrizul drept, cum era, nu știu, Aro, cum este Mercedes G-Class. O mașină care are în felul ăla parbrizul nu este aerodinamică. Implicit la viteze mari va fi gălăgioasă. Deci contează foarte mult curburile caroseriei, cât de ascuțită este și cum alunecă aerul. Sunt laboratoare specializate pentru a testa aerodinamica. Se poate vedea cum curge aerul pe diverse caroserii și astfel se determină coeficientul aerodinamic. Deci, 1. Dacă mașina este aerodinamică, va fi mai silențioasă la viteze mari. 2. Dacă mașina este foarte aerodinamică, adică să aibă coeficientul aerodinamic scăzut, CD-ul parcă, sau nu mai știu cum e, ce e CD-ul, sunt mulți ani de când am mai făcut. Am făcut la facultate calcule de coeficient aerodinamic, calcul de putere, calcule de frecare, ce putere trebuie să aibă o mașină ca să poată să atingă o viteză maximă de, având coeficientul de aerodinamic atât, suprafață frontală atât, frecări atât, anvelope atât. Sunt niște calcule de frecări, pentru că aerodinamica bună îți reduce foarte mult frecările. Iar dacă îți reduce foarte mult frecările, repet, 1. Mașina este mai silențioasă, 2. Va consuma mai puțin, 3. Vei prinde o viteză maximă mai mare. Ca să vă dau exemplu, cele mai aerodinamice mașini de pe piață momentan sunt cele electrice. Motivul simplu, pe lângă faptul că avem o caroserie gândită în așa fel încât să fie aerodinamică, ele au grilele sau botul, zona capotei este închisă. De ce este închisă? Pentru că nu ai nevoie de răcire. Cum să zic, inginerii când proiectează o mașină trebuie să facă un compromis între a face o răcire bună, a proiecta mașina astfel încât să ai o răcire bună și în același timp să fie eficientă din punct de vedere aerodinamic. De asta niciodată un Bugatti Veyron, Chiron, ce Bugatti vrei tu, nu va avea niciodată un coeficient aerodinamic mai mic decât la un Tesla Model 3 sau la un Model S. Bugatti Chiron are un coeficient aerodinamic apropiat de cel al lui Prius. De fapt, cred că un Prius e mai aerodinamic decât un Chiron. De ce? Pentru că Chiron are nevoie de foarte mult aer care intră în 10 radiatoare de răcire pentru a răci mamutul de 8 litri cu 4 turbine. Dacă ai făcut mașina mai aerodinamică, asta ar fi însemnat că mașina nu sugea suficient aer prin grile, respectiv prin radiatoare, și motorul s-ar fi putut supraîncălzi. Motorul în sine, din câte am văzut într-un documentar, poate să ducă până la 3000 de cai putere, însă ei nu îl pot răci sau nu îi pot oferi garanție în cazul în care este exploatat abuziv pe track, într-o țară foarte caldă, nu știu, în Dubai, plus track, plus motor de 2000 de cai, 3000 de cai, egal failure, ar ceda. În fine, revenind la aerodinamică, deci un Bugatti Chiron nu este, așa cum ar crede mulți, la fel de aerodinamic ca o Toyota. Cele mai aerodinamice mașini, repet, sunt cele electrice, pentru că au grila sau botul închis. Pe acolo nu intră aer. Cât de mult contează acest coeficient aerodinamic? Contează foarte mult la viteze de peste 80 de km pe oră, când frecările cresc exponențial. Se poate vedea și în consumul de carburant. La 80 de km pe oră mergi cu treapta 5-a, o să ai un consum mic. Mergi cu 100,
insesizabil consumul va crește. Deja când treci de la 110, 120, 130, 140, 150, cu fiecare 10 km pe oră pe care tu îi crești în viteză și menții viteza constantă, motorul începe să consume exponențial mai mult. Adică, dacă merg cu Corolla cu 100 la oră, consumă 4,5. Merg cu 130, consumă 5,86. Merg cu 160, deja consumă 8%. Merg la viteză maximă, probabil că depășește 10%. Și asta se aplică la orice mașină, pentru că atât frecările cu roțile, cu anvelopele, frecările care provin din rezistențele de la rulare. Vine ploaia, trebuie să mă ascund. Upsie daisy. Stau și aici un pic până se duce ploaia. După cum spuneam, la viteze mari cresc frecările, atât cele de la rulare, contact, anvelope, carosabil, cât și cele din frecările cu aerul. Ca să mergi, am făcut mai de mult un calcul, ca să mergi cu o mașină, cu motor de 1.6, de 100 de cai putere, 1200 de kg greutate, suprafață frontală D, coeficient aerodinamic atât. Făcusem calculul ăsta pentru Audi A3. Ca să mergi cu 200 de km pe oră, 80% din putere este consumată pentru a învinge rezistențele aerodinamice, doar 20% pentru a învinge frecările care provin din contactul cu anvelopelor cu carosabil. Așadar, dacă ai o mașină, ai un hatch, ca să luăm cazurile reale, dacă ți-ai o mașină, ți-ai un Golf, Golf are un coeficient de cam 0,35, după forma lui 0,35-0,38, nu știu exact cât are, poate găsim ceva online, după formă, plus minus, cam pe acolo se situează. O limuzină, una 6, un Passat, un Serie 5, pentru că este mai lungă și liniile sunt mai line, adică trecerea liniilor se face mai lin, are un coeficient mai bun, de asta sunt și mai silențioase. Are cam 0,28-0,32 pe aici. De la 0,30, să zicem, la 0,35, mulți ar zice că ce mare diferență. Păi, stai că-ți spun acum, 0,05 împărțit la 0,30 înseamnă cu 16% mai puțin eficientă sau mai puțin aerodinamică. 16%, s-a dus ploaia. Cu 16% mai puțin aerodinamică sau cu 16% mai puțin eficientă. Păi, dacă mergi cu 140 de km pe oră, în teorie, ar trebui să ai un consum cu cel puțin 10-15% mai bun. Pentru că mergi cu o mașină care este mai aerodinamică. Cam așa, nu știu dacă vin chiar cot la cot astfel calculele, dacă chiar așa, în ghilimele, motamos ar face. Dar asta înseamnă 10-20% mai eficientă din punct de vedere aerodinamic. Iar dacă discutăm de Tesla Model 3, care are un coeficient de 0,20-0,23, nu mai știu exact cât avea, foarte, foarte aerodinamică, dacă mergi cu 130 km pe oră, este aproape cu 50% mai eficientă decât un hatchback care are coeficient de 0,35. Deci ai frecări cu 50% mai mici decât la o mașină obișnuită de tip hatch. Mulți nu bag în seamă aceste detalii, dar contribuie foarte mult la scăderea consumului, la antifonare, mă rog, la antifonare, la cât de silențioasă este mașina per total. Iar acest detaliu, din păcate, mulți producători nu prea îl evidențiază, mai ales cei care vând mașini ieftine sau mașini scurte sau mașini mici. De ce să ți-l prezinte? Pentru că cumva e în dezavantajul lor. Și revenind la Corolla Camry, de exemplu, Yaris-ul este destul de slăbuț aerodinamic, Corolla Hatch sau Auris-ul vechi, din nou, destul de așa aerodinamic. Corolla are o formă mai lină, sedanul. Eu sunt convins că dacă găsesc date oficiale, cu siguranță, deși vorbim doar de Corolla, Corolla sedan cu siguranță este mai aerodinamică decât Corolla Hatchback, chiar dacă vorbim doar de Corolla. Iar dacă trecem la Camry, din nou, ea este mai aerodinamică decât Corolla. Botul e mai lung, liniile sunt mai line, mașina în sine e mai lungă și automat devine mai aerodinamică.
Iar dacă iară facem o comparație interesantă între SUV-uri și limuzine de lux sau sedanuri medii, cum e Superbul, Camry A6, Lexus ES, Mazda 6 și așa mai departe, între o mașină din asta, sedan mediu, și un SUV, tot de dimensiuni medii. Deci dacă comparăm strict, nu știu, Camry cu RAV4, Mazda 6 cu CX-5, Passatul cu Tiguanul, Octavia cu Karoq, eu știu, seria 3 cu X3, seria 5 cu X5, niciodată varianta SUV nu va fi la fel de aerodinamică și silențioasă în comparație cu varianta limuzină a autoturismului. Deci întotdeauna într-un sedan mediu sau într-o limuzină vei avea mai mult confort, consum mai bun și liniște. Bine, dacă se aplică același tratament, adică dacă vorbim de aceeași antifonare, aceleași materiale și tot, diferă doar forma, doar tipul de caroserie, sedan mediu sau limuzină versus SUV. Întotdeauna SUV-ul mai fi mai gălăgios, mai puțin aerodinamic, mai puțin eficient, va consuma mai mult. Și cum să zic, un SUV va consuma mai mult nu doar pentru că diferă aerodinamica. Diferă aerodinamica, te penalizează la consum dacă mergi cu viteze mari pe autostradă. Te penalizează și pentru că ai roți mai late, din nou frecări mai mari, mai ales la viteze mari, și te penalizează și pentru că este mai grea. Mașina, de asemenea, cu cât coboară mai jos, ca și gardă la sol, cu atât este mai aerodinamică. De asta o să vezi mașini care prind viteze foarte mari și maxime, sunt foarte, foarte coborâte de sol. De asta și producătorii, că sunt un pic bulangii producătorii de mașini, pentru faptul că trebuie să scoată consumuri oficiale mai mici, pentru că trebuie să, pe hârtie măcar, să vină cu consumuri oficiale mai mici, grame de CO2 mai mici, ca să nu fie penalizați de Uniunea Europeană, de diverse instituții care îi monitorizează cu mediul și cu poluarea și cu emisiile și așa mai departe, vin cu tot felul de artificii, nu pot să zic artificiale, dar trase de păr, ca să reducă consumul. Unul a fost start-stop-ul. Ok, poate că ajută la nivel mondial, câte mașini stau în coloană, ok, să zicem că s-ar ajuta, într-o oarecare măsură ajută, dar e tras de păr. Start-stop. Mașină coborâtă cu 2 cm, reduci garda, reduci aerodinamica, reduci consumul. Anvelope un pic mai înguste, reduci coeficientul de rezistență la rulare, reduci frecările la rulare. Bun. Mărești presiunea pneuci. Eu la a 3 aveam presiune 2.2 și 2.1 în roți, la o caroserie de 1300 de kg și aveam 215/55/16. La Corolla am tot 215/55/16, tot 1300 de kg, dar îmi recomandă 2.5 bar în toate roțile. Dacă pui cu puțin mai mult aer în anvelope decât un pic mai mult, cu 10%, scazi coeficientul de rezistență la rulare. Asta am învățat în facultate. Eu știu, mașina mai aerodinamică, mașina mai ușoară, tai de pe ea toate chestiile inutile. O faci din plastic, o faci din o tablă mai subțire, pui uși goale, cum are Toyota. Și obții mașini de o tonă, care logic, vor consuma mai puțin, pentru că sunt mai ușoare. Vii cu mașină hibridă, vii cu fitul de particule, vii cu 1000 de chestii care reduc consumul, printre care și aerodinamica, și scoți consumuri bune oficiale, și uite așa produci mașini eficiente. Așadar, long story short, aerodinamica este foarte, foarte importantă. Puțin discută despre ea și sunt puțini producători care îți trec în broșuri ce coeficient aerodinamic are mașina ta. Așadar, nu țineți cont de el și când vă alegeți o mașină nouă sau second hand, să vă gândiți și la treaba asta. Vrei o mașină mai silențioasă, care consumă mai puțin și este eficientă, aerodinamic și în general eficientă, sau vrei o mașină care e pentru statut sau nu te interesează subiectul aerodinamică și ție ce-și cumpără toată lumea. Toată lumea vrea SUV-uri, dar puțin înțeleg de fapt cam ce presupune un SUV. Aștept mai jos părerea voastră, ne vedem în următoarele episoade.